Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății, 8 județe din țară au primit în total 1 milion de doze de vaccin antigripal. Constanța cu peste 91.000 de doze și Prahova cu aproximativ 44.000 de doze s-au situat pe locurile fruntașe în ceea ce privește cantitățile de vaccin distribuite. Restul dozelor s-au livrat în București, Ilfov, Călăraș, Giurgiu, Teleorman și Buzău. Acțiunea de distribuire a vaccinului se va încheia într-o perioadă cât mai scurtă în toată țara. Livrarea acestui tip de vaccin se efectuează direct de furnizor la direcțiile de sănătate publică, conform contractului încheiat. În premieră, Ministerul Sănătății a încheiat un acord cadru care prevede procurarea pentru o perioadă de 2 ani a vaccinului antigripal. Se urmărește astfel prevenirea întârzierilor în achiziționarea cu acest vaccin. Cele mai recente cifre ale Institutului de Sănătate Publică arată că la nivel național nu s-au consemnat cazuri confirmate de gripă. În România, numărul pacienților cu infecții respiratorii acute s-a diminuat cu 3,7% față de aceea săptămână a sezonului trecut, dar a înregistrat o creștere de 7,6% comparativ cu săptămâna precedentă.